Și au împrumutat, cum împrumută și România de 10 ani. Noi poate că avem șansa să ne fi oprit la timp și aici, probabil că unii vor zâmbi, vor râde sau vor fi foarte critici. Da, România are șansa să se oprească la timp. Din acest punct de vedere, nu suntem în situație extrem de dificilă a unor state din Uniunea Europeană a căror datoria a trecut de 100% din produsul intern brut. Sau de 80% sau de 90%. Noi încă suntem cu o datorie sub 40%. N-are rost să mai împrumutăm ca să dăm salarii și ajutoare sociale. E ceea ce devine dramatic dacă nu vom întrerupe. Va marca evoluția țării negativ pentru foarte multe decade. Nu pentru un an, nu pentru doi. Acum suntem în momentul în care am putea, din populism, să facem o crimă împotriva viitorului țării. Adică împrumuturi ca să nu se mai atingă nimeni de salarii, de pensii, de ajutoare sociale. Acest lucru ar fi o crimă. Iar cei care se manifestă atât de violent împotriva măsurilor guvernului ar trebui să se gândească la ce îndeamnă și ce ar face ei dacă ar fi element de decizie. Ar sacrifica țara pe termen lung sau ar face ce trebuie acum? Deci acest stat social a început să împingă și România către un derapaj. Putem să oprim, și asta a făcut guvernul în 2010, încercarea de a pune ordine în propriile cheltuieli, cu salarii, cu asistență socială și așa mai departe, dar avem obligația să continuăm. În procese mai fine, să spunem, nu atât de brutale ca cele de anul trecut, dar va trebui să continuăm. Și anul acesta încă împrumutăm bani ca să putem plăti cheltuielile sociale și salariile. A existat însă un soi de încăpățânare, aș spune, în primul rând a guvernului, lucru pentru care îi felicit. Oricât de dificilă a fost situația, și a fost foarte dificilă la un moment dat, anul trecut, au continuat să pâlpâie mici investiții. Că au fost mici drumuri la țară, că au fost mult criticatele său de sport, că au fost 10 km de autostradă. Statul n-a abandonat într-un moment extrem de dificil. N-a spus, tăiem toate investițiile și ducem la consum. Și acest lucru l-am apreciat extraordinar de mult. Pentru că așa cum au fost ele mici investiții, tot au creat câteva locuri de muncă. Ceea ce se și vede acum. Am ajuns la 6,8 șomaj la sfârșitul anului. Aceste mici, foarte mici investiții. Sigur, și investițiile din sectorul privat, prin punerea în funcțiune a fondurilor de garantare care au stimulat unele investiții.